thousand days. You never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi este sâmbătă, vă vorbesc la o săptămână și o zi de când am început acest vlog. Nu v-am vorbit pentru că nu am avut timp, am fost la Piatra, am plecat vineri și ne-am întors duminică. A fost așa, doar o fugă, am avut ceva treabă acolo. Și printre treaba pe care am avut-o, am fost și noi cu telegondola, ne-am plimbat puțin cu telegondola. Și acolo sus, la telegondola, am fost și am mâncat o clătită. Nu vreau să zic că mă dau un vânt după clătite, pentru că nu mă dau un vânt după clătite, dar am avut cumva poftă. A fost acceptabilă clătita respectivă. Iar prietenul meu a mâncat niște mici cu cartofi, a zis că au fost acceptabili și cartofii respectivi. Și după aceea am fost până în mall și ne-am cumpărat ceva să mâncăm și ne-am întors acasă, la Piatra, bineînțeles, iar duminică am pornit pe la vreo 1, cred, înapoi spre București. Și luni. Și luni am fost la o cununie civilă și a fost foarte plăcut, a fost așa cozy. Bineînțeles că, din păcate, nu am reușit să ajungem și în momentul în care au spus ei da, pentru că a fost aglomerat și nu am avut unde să parcăm. Ne-a luat foarte mult timp să vedem unde parcăm. Plus că am fost să luăm și flori pe ultima sută de metri până am găsit niște flori. Ne-am oprit inițial undeva să lângă noi să luăm flori și am stat acolo câteva minute și nu venea nimeni. Deci ne-a luat din timp treaba asta. Și aglomerația de pe drum și mersul în altă parte să luăm flori din altă parte, nu era chiar în drum. Am luat niște flori foarte drăguțe, cred că am făcut o poză, poate o să vă pun pe aici pe ecran să o vedeți. Am luat un coșuleț așa cu trandafiri, mie mi-a plăcut mult. Iar săptămâna aceasta am fost la muncă și cam atât. Iar acum este sâmbătă, ieri vineri am început să merg la sală pentru că am două nunți, un botez și seară și mai acceptabil, nu? Plus că vine și vara și am început să merg la sală. La sala unde merg, sala unde merg eu se numește Lady Factory. Dacă mi-aduc bine aminte, am zis, a fost doar o singură dată aseară. Este o sală micuță, așa. Am dat pe un abonament lunar 180 de lei. Bine, față de cât dădeam înainte când mergeam la World Class, dădeam enorm de mult. Este relativ aproape de casă, sala este micuță. Nici nu mai știu, am ajuns pe la un 7:30. Și am început eu acolo cu, vedeți, vasele, l-am spălat de dimineață, am fost foarte harnică. Vă ziceam de seară că am ajuns la 7:30 și mi-am propus eu așa să, ce aparate aș vrea să fac, am început cu picioarele mai întâi. Și când am ajuns acolo, erau câteva fete, numai fete, este sală exclusiv de fete, nu vin și băieți.
Mai așa o gurită de cafea, mi-am făcut o cafea la Ibric. Ziceam, exclusiv de fete. Și când am ajuns acolo, erau câteva fete. Au plecat între timp, au venit altele. Au plecat și fetele respective, au venit alte fete și eu tot acolo eram. Și nu știam, la un moment dat eram singură sală, nu știam de ce eram singură sală. Și când mă uit la ceas, era 9 fără 5 minute, la 9 se închide sala. Și în gândul meu am zis, da, bravo Ariana, felicitări, nu știi și tu să te încadrezi în timp. Ideea este că ieri când am venit de la muncă, aveam telefon descărcat, am ajuns pe la un 6 și un pic. Și aveam telefonul la descărcat și am zis, hai că îl pun la încărcat ca să pot să stau să ascult muzică și să mă uit la ceva eventual. Și am plecat pe la un 7 de acasă, deci cam jumătate de oră am făcut până la sală și nu vă zic că nu mai găseam sala. Nu găseam, am înconjurat tot mall-ul, nu știam unde este. Într-un final am găsit-o, am zis că hai că ies afară să... Deci nu mai puteam, mi-era foarte cald. Am zis că ies afară și când am ieșit afară am văzut sala și a zis super. Și am ajuns acolo, m-am zis continuarea. A fost frumos. Astăzi, în weekend, de fapt, are programul de la 9, parcă, la 3. Acum e ora 12, nu pot să ajung, n-am când să ajung. Poate reușesc să ajung mâine. Mi-am propus să merg cam de 2-3 ori la sală pe săptămână, dar acum să vedem. Inițial, vineri am zis că o să merg vineri, sâmbătă și duminică, dar am treaba acasă astăzi, vreau să fac curat. Momentan nu am febră musculară la picioare, dar mă aștept ca mâine să am o febră groaznică. Am simțit așa cumva că parcă m-ar lua o febră musculară. Și azi v-am zis că vreau să fac curat, pentru că dacă săptămâna trecută am fost la Piatra și sâmbătă și nu am fost aici acasă, ziua de curățenie este sâmbătă, am ceva treabă, plus că o să încerc să fac o curățenie un pic mai generală. Săptămâna viitoare vine Paștele și vreau să le iau așa din timp. Și am și multe rufe de spălat, pentru că, evident, am fost acasă și nu am avut când să spăl. Și rufele, la fel, cam tot în... tot sâmbăta, vineri, sâmbătă le spăl. Aseară am ajuns târziu, m-am oprit și până într-un supermarket și am mai cumpărat una alta. Mi-am cumpărat și niște Vitalis și niște căpșunele. Căpșunelele m-au dezamăgit pentru că am crezut că le-am mirosit și într-adevăr miros genial a căpșuni, bineînțeles, dar nu sunt chiar atât de dulci, dar cu cereale din astea de ovăz. Sunt bune, sunt acceptabile. Mi-am mai luat și niște fulgi de ovăz așa simpli și o să le mănânc cu niște fructe. Mă gândesc să-mi fac și un smoothie. Mi-am mai luat și un pomelo, un lapte, un suc pentru smoothie, dacă vreau să-mi fac cu suc sau cu lapte de vanilie, mai am un frigider. O să mă gândesc să văd de care o să folosesc. Am făcut așa mici cumpărături și nu am mai avut când. Am ajuns târziu aseară, pe la un 10:30. Am pierdut foarte mult timp, foarte, foarte mult timp în supermarket pentru că nu-l cunosc, nu prea am fost în... scuzați. Nu prea am fost în supermarketul respectiv. Și nu știam unde sunt așezate produsele. Cred că 5 minute am pierdut, sau mai bine de 5 minute, am pierdut căutând niște napolitane, pentru că vrea prietenul meu napolitane. Și da, plus drumul de la supermarket până la metrou, după aceea am schimbat, am luat tramvaiul. Deci am pierdut și ceva timp la întoarcere pe drum. Iar astăzi este sâmbătă, cum am zis. Termin și eu de băut cafeaua. E aici.
și mă apuc de curățenie. Mai întâi vreau să strâng rufele pentru că le-am spălat joi o parte din ele. Și după aceea vreau să bag altă mașină la spălat și să încep curățenia de prin casă. Și cam atât. Poate reușesc mâine să ajung pe la sală, dar să vedem acum la ce oră mă trezesc. Asta e partea nașpa cu sala unde merg. Cred că am răgușit un pic. Pentru că are program destul de scurt în weekend. Și în weekend mi-e place să dorm un pic mai mult. Dar vedem. Și săptămâna asta care urmează, trebuie să merg și la dentist. Oricum, sper, încerc. Chiar încerc să merg de 2 ori, voi merge sigur la sală, dar aș vrea să merg de 3 ori la sală și să stau cel puțin 1 oră jumătate acolo. Mă gândeam și la varianta să-mi iau hainele de sală în ghiozdan, să merg cu ghiozdanul la muncă și după aceea să mă opresc la sală, dar nu știu ce să zic, pentru că aș mai vrea să ajung acasă, să fac un duș, după aceea să merg la sală. Cu toate că am duș acolo la sală, dar nu îmi place mie să-mi fac acolo la sală. Îmi place să fac duș. Bun. Acum că v-am vorbit cam 10 minute, o să mai stau un pic să mă uit pe YouTube. De fapt, nu, acum mă uitam la Last Fierbinți. A apărut episod nou și eu sunt fană la Last Fierbinți. Deci o să stau să termin la Sferbinți, termin între timp și cafeaua, o să-mi fac și eu cerealele, muesli, cred că sunt, da. Mixul acesta de ovăz cu ciocolată și niște căpșuni să-mi scot din frigider și după aceea o să mă apuc de treabă, pentru că este ceva treabă de făcut. Culitoreasă. Ce faci? Te Acel moment când îți mai rămâne o dungă nefăcută mată. Se rezolvă. Mai un pic. Da, așa pe rasamblu, cum. Fie bine, astea să fie belea rău de tot. Stai că nu mai vrea să mai pună focus. Inișale mele urmează. Belea rău de tot. Matul ăsta care ne-a creat multe probleme, belea rău de tot. Bămbănici! Vrei să mai spui ceva la camera? Stop! Altceva? Îți mulțumesc, poți să te iubesc! Da, și eu! Nu am mai vorbit de mult timp cu voi și m-am gândit să închei și eu vlogul acesta care a început spre rușinea mea de mult timp, cred că 2 săptămâni, asta ar fiind a doua săptămână. Ce vreau să fac este să îmi prind cumva părul mai strâns și să îmi fac o rutină așa, repede, repejor. Ați mai văzut-o, între timp mi-am făcut și unghiile acestea superbe. M-am atins un pic oja aici, dar nu am mai șters-o aseară. Oricum se duce, nu-mi fac griji. Le-am făcut și mai lungi, pentru că nu știu dacă se vede, dar acolo este unghia mea. Și ce vă ziceam? De ojă. Am văzut, dar m-am apucat să-mi fac unghiile undeva aseară la ora 12 și am terminat la ora 5 jumătate, 5:40 mai exact. Și eram foarte obosită, i-am mai făcut unghiile și prietenei mele. Și eram obosită, așa că am zis că îmi fac repede unghiile, oricum. Dar așa cum mi-am dat unghiile jos la mâna stângă, n-am mai putut să las o mână așa fără unghii și una cu unghiile făcute, așa că le-am dat jos și am zis, aia e, stai cât stai, dar le faci în seara asta. Și da, asta a ieșit. Sunt foarte mulțumită, am făcut și o chestie așa, nu știu. Dacă ar pune focus, e așa un fel de marmură, foarte, foarte interesantă treaba asta. Și asta. Și acum vă ziceam că suntem în baie, cred că este și un pic de ecou. Vreau să-mi fac rutina
de îngrijirea feții pe care ați văzut-o, v-am zis pe canal, am făcut-o clinicul, evident, și după aceea vreau să merg să mă machiez, iar după ce mă machiez merg să-mi fac părul, pentru că în seara aceasta plecăm la niște prieteni și mâine e Paștele. Paștele, bineînțeles, îl vom face în familie și cam atât. Cred că venim acasă la noapte, după înviere, și dimineață mergem la părinții prietenului meu, pentru că nu-l facem aici, facem la prietenul meu acasă, la părinții lui. Și luni, singurei, a găsit că cred că cel mai bine ar fi să ne și odihnim, pentru că zilele acestea, sincer, nu prea ne-am odihnit. Joi, când am venit de la muncă, am făcut ceva de mâncare, iar după aceea am stat. Vineri, în schimb, mi-e duc acum aminte, am spălat ceva vineri și am mai făcut ceva vineri, dar tot așa nu mi-aduc aminte. Ideea este că am dormit cam 5 ore și sunt de pe acum obosită, nu știu cum o să rezist la noapte. Și m-am și trezit cu o durere de cap și ieri la fel, tot la fel, Și ieri tot cu o durere de cap am trezit. Bănuiesc eu că nu am dormit bine pe pernă. Aveam și un junghi aici în partea stângă, la spate. Și a fost cam urâțică ziua de ieri din punctele acestea de vedere și astăzi cu durerea mea de cap. Bănuiesc că mi-a fost un pic frig, cred, și de aceea. Sau a fost curent în casă și m-a luat durerea de cap, n-am idee. You're all that I could see when I